Bun găsit, se discută iată astăzi din nou cele ordonanțe de urgență pe care guvernul le pregătește. E o ordonanță care vizează măsuri puternice și măsuri de reformă fiscală. Una din teme este taxa pe mașinile de lux și pe locuințele scumpe, taxa pe mașinile de lux pentru o valoare mai mare de 75.000 de euro. Ultima variantă, potrivit surselor, ar fi să se aplice această taxă pentru mașinile care sunt, așa cum spuneam, mai scumpe de 75.000 de euro, dar această taxă să se aplice pentru suma dintre acest prag 75.000 de euro și valoarea reală a mașinii. Din același timp, această taxă de 0,3% ar urma să se aplice și pentru casele sau imobilele, mai bine spus, mai scumpe de 500.000 de euro. Și nu în ultimul rând se caută soluții și pentru a vedea ce se va întâmpla cu dividendele, dar și cu profitul externalizat, pentru că și acolo ar putea guvernanții să găsească o soluție de impozitare sau de majorare a unor dintre impozite. Așadar, este o ședință importantă, având în vedere că după această perioadă de 20 august, deja reprezentanții guvernului ar urma să ajungă la Bruxelles să se întrunească cu reprezentanții Comisiei Europene, tocmai pentru a discuta atât despre ordonanțele pe care guvernul le pregătește, ordonanțe care ar urma să reducă deficitul bugetar și mai apoi ele vor fi adoptate după ce vor primi practic unda verde și de la Bruxelles și nu în ultimul rând, așa cum precizai și tu, se va discuta la Bruxelles și despre pensiile speciale, pentru că știm bine ordonanța de urgență, ordonanța care practic proiectul care a fost aprobat de Parlament, care vizează o reducere, o impozitare a pensiilor speciale, a fost atacat națională, iar judecătorii CCR au declarat o parte dintre prevederi neconstituționale. De urmare, se lucrează la amendamentele acestei legi, amendamente care vor fi de asemenea, așa cum spuneam, discutate la Bruxelles, iar mai apoi ar urma să fie avizate și de Parlament.